Domnule Vasile Țiple, spunea cineva că lumea asta e cât un sat. Așa, și acel sat pentru dumneavoastră se numește Biserica Albă. Da, într-adevăr, Biserica Albă. Strămoșii mei, am aflat câțiva ani în urmă că îmi găsesc rădăcinile acolo în Biserica Albă. A fost un lucru interesant pentru că odată nu știam de unde provine familia mea, arbore genealogic și chiar și acest nume Țiplea, care până la urmă s-a dovedit a fi cumva specific zonei. În celelalte regiuni ale României nu se întâlnesc persoane care poartă acest nume. Cei care le poartă provin din această regiune, mai precis din Biserica Albă. Și pentru prima dată când ați fost în acest sat? Pentru prima dată am fost în urmă cu aproximativ 3 ani, când mi-am început studiile de doctorat, care se aplică pe localitățile românești de dreapta Tisei. Așa și tema. Așa este și tema, este potențialul turistic al așezărilor românești din dreapta Tisei. Extraordinar. Sunteți aproape de încheierea lucrării? Sunt în apropiere de încheierea lucrării, totuși și în acest stadiu încă mai am multe lucruri de aflat despre aceste sate. Sunt multe lucruri care nu ies în evidență și ele trebuie cercetate mai adânc, așa că este nevoie de o revenire succesivă în aceste așezări. Pentru a le cunoaște foarte bine, îți trebuie ani de zile. Cu siguranță și acești ani care au trecut în perioada doctoratului nu sunt suficienți pentru a cunoaște îndeajuns întreaga bogăție care există în limitele acestei zone tipice. Și câte rude aveți în Biserica Albă? Sincer să vă spun, nu cunosc nici o rudă nu cunosc, pentru că strămoșii mei care au venit de acolo sunt din a patra, a cincea generație în urma mea, deci s-au pierdut aceste legături, mai cu seamă că frontiera care a existat de netrecut până arhivele nu le-am cercetat în acest sens legat de familia mea, însă ce am găsit la prima vedere este blazonul familiei Țiplea, care a fost publicat prima dată de doctorul Ioan Mihai de Apșa în lucrarea sa Diplomele Maramureșene. Și a fost o surpriză foarte plăcută, că și noi, ca familie, avem un blazon. Îl aveți? Ați găsit cum arăta? Da, este. Da, este. Am și cartea, am și prima ediție a diplomelor tipărite în anul 1901, în limba maghiară, și am și ediția cea nouă, îngrijită de domnul Iuga. De domnul Iuga. Da. Și pentru... Sigur că a fost o plăcere să știi că ești din viță de neam de nobil, nu? Da, absolut. Și există și o semnificație ca și pentru fiecare familie, de altfel. Fiecare are semnificația și importanța pe care a avut-o de-a lungul timpului în Maramureș. Vedeți, aveți ce transmite generațiilor ce vin după dumneavoastră. Este, dacă... este. Și aceste cărți, mai ales Diplomele Maramureșene, constituie o bază pentru generațiile viitoare ca să nu uite de unde își au ei obârșiile. Este foarte important să existe așa ceva. Ar fi să se păstreze acea noblețe și vertebrele să fie pe verticală. Ar fi de preferat să fie așa ceva. Sigur, pentru a se păstra această noblețe este nevoie de cunoaștere. Adică lumea trebuie să citească și să aibă dorința de a cunoaște de unde provin ei.
și pentru a preda mai departe generațiilor viitoare această informație care este o valoare reală a maramureșenilor. Tinerii, generația de astăzi, cu internetul, cu atâtea posibilități pe rețeaua de socializare, mai denotă interes față de citit și față de cunoaștere? Din păcate, mai puțin. Însă informație se găsește, pentru că și eu în cercetările mele găsesc informații și pe internet, ceea ce este un avantaj foarte mare, pentru că dacă sunt doctorand la universitate din România, este mai greu să vin săptămânal sau lunar în... Dar oricum după 90 e mai ușor. Sigur că da, e mai ușor, e mai facil. Informația circulă mult mai bine decât înainte, însă pentru a citi este nevoie de voință, indiferent că citim pe internet sau în biblioteci. Un doctorand în România beneficiază și de bursă? Da, beneficiază și de bursă. Poate să beneficieze și de niște programe, cum sunt programele POZRU, finanțate de Uniunea Europeană. Sunt programe de cercetare care susțin tinerii doctoranzi în activitățile lor de cercetare, ceea ce este un plus foarte mare, pentru că, indiferent de domeniul pe care îl abordează, doctorandul are nevoie de o susținere financiară și aceste programe vin în sprijinul studenților pentru a-și elabora cercetări, să poată publica și așa mai departe. Deci este un real ajutor. Unde publicați dumneavoastră materialele cele scrise? În general le public la Universitatea de Oradea, pentru că acolo sunt doctorand, și în reviste de specialitate sau în revistele care sunt realizate în urma simpozioanelor sau congreselor care există. Este necesar să fie publicat și în alte țări sau nu? Sigur că este necesar, pentru că informația cercetării trebuie răspândită și trebuie să fie cunoscută de cât mai multă lume. Cum vedeți dumneavoastră cariera de mai departe? Cariera mea nu se leagă de cea didactică. Eu lucrez în mediul particular, dar pentru un cercetător care dorește să-și continue studiile mai departe și cariera în domeniul didactic, sigur, este o provocare. O provocare atât financiară cât și intelectuală, pentru că odată există acum avantajul acesta major al circulației informației. Cercetătorii de astăzi au posibilitatea de a umbla și în alte țări și de a intra în contact cu alți cercetători și de a vedea care este stadiul actual și nivelul la care se află cercetarea în domeniul în care se ocupă. Așadar, prin lucrarea noastră și satele noastre vor fi mult mai bine cunoscute de cei care știu și scriu în limba română și care citesc în limba română. Sigur, unele aprecieri, unele articole sau lucrări mai ample au atins subiectul acesta și al turismului din satele românești din dreapta Tisei. Însă, într-adevăr, eu încerc să fac o lucrare care să se concentreze doar asupra acestui subiect și, prin urmare, doresc să aduc un plus de informație care să fie accesibil, practic, tuturor celor interesați.